7 școli generale din municipiu și-au trimis de această dată reprezentanții la concursul organizat, ca și cel din ziua precedentă, de Poliția Rutieră și Inspectoratul Școlar Județean. Câte 3 fete și 3 băieți din fiecare școală participantă au dirijat circulația pietonilor în una din cele mai aglomerate zone din oraș, trecerea de pieton de la Colegiul Maiorescu. Au fost invitați să participe copiii de la toate școlile generale din municipiul Giurgiu. S-au mobilizat aproape toate școlile, au trimis echipaje. Fiecare echipaj este format din câte 6 copii, 3 fete și 3 băieți. Am organizat aici la trecerea pentru pietoni de la Liceul Maiorescu, unde este foarte traversată strada. Concursul va consta în efectuarea semnalelor pentru conducătorii auto de a opri la trecerea pentru pietoni. Copiii vor discuta cu pietonii, le vor spune că fac parte din patrula școlară de circulație, îi vor invita să treacă strada, să traverseze strada împreună cu ei. Și departajarea la acest concurs se va face în funcție de cât de convingător vor fi copiii, cât de bine vor vorbi cu pietonii, cât de bine vor face semnalele și cât de prompt vor face semnalele pentru conducătorii auto. Copiii s-au dovedit convingători, astfel că atât pietonii cât și conducătorii auto ce au trecut prin zonă au respectat indicațiile patrulilor școlare și semnele acestora. La final, toate echipajele au primit diplome de participare, însă cei mai buni au urcat la figurat pe podium. Locul 3, școlii gimnaziale, academician Marin Voiculescu. Felicitări! Locul 2, școlii gimnaziale numărul 10, Giurgiu. Și locul 1, care mi s-a părut că au vorbit cel mai bine copii, școala generală școala Mircea cel Bătrân. Și pentru că acest concurs a fost organizat cu ocazia apropiatei zile a copilului, participanții au primit felicitări și urări de bine. Vă doresc la toți la mulți ani, la frați, la surori, la colegii voștri, încă o dată o vacanță plăcută. Aș dori să felicit și pe profesorii care s-au ocupat de voi, pe voi, de fapt fiecare sunteți câștigători, da? Pentru că ați învățat ceva astăzi, mai ales cei care n-ați participat până acum. Domnul ofițer deja a spus, la mulți ani de ziua voastră și felicitări!